Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 89 ediție Analizărul Economic, un proiect comun Indiz Viitor și Privesc Eu. Puteți urmări toate edițiile pe paginile oficiale acestor două instituții sau pe pagina mea ionits.md. Iarna a trecut, fiind de primăvara, cred că lucrurile trebuie să meargă spre bine. Sper foarte mult că povara energetică și criza care a fost provocată de ea va fi istorie, dar astăzi vreau să ne apropiem de un subiect, să discutăm un subiect care l-am mai discutat odată anul trecut, după un an de zile cred că se merită de vorbit și cel puțin de atâta că la multă lume apare confuzie, multă lume încearcă să afle ce se întâmplă, cum este, și anume despre finanțare externă și datorie externă a Republicii Moldova. De ce cauză vreau să vorbim? Din cauza că desuori sunt încurcături de termeni, spre exemplu, datorie externă a Republicii Moldova, ce avem în vedere aici? Noi avem datorie externă undeva acum în jur de 9 miliarde de dolari, dintre care, din ce cauză în jur de 9 miliarde, datele avem trimestrul 3 a Băncii Naționale, unde erau 8 miliarde 890 de milioane. Dar aceasta nu este datoria statului. Cea mai mare parte, 2/3 din datorii, este datoria agenților economici. Noi nu avem nicio treabă cu această cifră, din acest motiv, când vedem această cifră, pur și simplu o constatăm. Eu chiar am făcut un grafic unde vă uitați atent și observați că administrația publică are doar 30% din toată datoria externă a Republicii Moldova. Din acest motiv, de regulă, cifra legată cu datoria Republicii Moldova pe noi nu ar trebui să ne intereseze de atâta timp cât noi nu avem anumite obligațiuni de a întoarce această datorie. Tot ce ne interesează pe noi astăzi este datoria Guvernului Republicii Moldova, datoria autorităților publice. Care este diferența dintre guvern și autoritățile publice? La noi, datoria publică sau datoria care noi toți avem obligația de a o achita prin impozite din banii noștri este datoria Guvernului și datoria administrației publice locale. Acestea sunt datoriile de bază care le avem noi. Aceste datorii pot fi împărțite iarăși la rândul lor în două categorii. Datorie externă, împrumuturile care le-am luat din afara țării, și datorie internă. Primul lucru care trebuie să-l constatăm, că noi în luna februarie, cel mai probabil, am depășit 100 de miliarde de lei datoria. De ce spun cel mai probabil? Din simplu motiv că pentru datorie externă avem cifrele doar pentru luna ianuarie, unde noi ne-am împrumutat destul de activ în luna ianuarie, iar pe datorie internă avem cifrele deja și pe luna februarie. Când vor apărea, cred că în următoarele zile vor apărea datele pe luna februarie, noi vom constata că datoria Republicii Moldova a depășit 100 de miliarde de lei. Ce cu datoria aceasta, de unde o s-o luat, este mult sau este puțin și cât ne costă pe noi această datorie? Deci primul lucru care trebuie să-l constatăm, dacă observăm atent, în 3 ani de criză, 2020 pandemia, 2021 creșterea prețurilor și energetica, 2022 energetica, creșterea prețurilor, în 3 ani de criză, practic, datoria noastră s-a dublat de la 53 de miliarde cât am avut noi în 2019 la, încă o dată repet, avem cu certitudine peste 100 de miliarde, atunci când vom avea cifre, vom putea vorbi despre 100 de miliarde. Haideți să ne uităm în detalii. După cum am spus, datoria noastră, astăzi nu vreau să-mi pun ca scop să trec și ce datorii au primăriile, ce datorii au întreprinderi de stat. Despre aceasta poate vreodată vom vorbi că noi avem întreprinderi care credem că sunt a noastră, dar ele au atâtea datorii că multe din ele nu mai sunt a noastră. Astăzi doar vorbim despre datoria guvernului sau datoria administrației publice centrale și unele cazuri unde nu a fost posibil de separat, vorbesc de datoria publică unde intră și primăriile, dar la ei datoria nu este foarte mare. Deci din acești 99,2 miliarde de lei, estimativ, în prezent, avem 64,2 miliarde de lei datorie externă și 35,1 miliarde de lei datorie internă. Dacă observați atent, noi anul trecut, în 2022, cel mai mult a crescut datorie externă. Acușa va fi un grafic aparte, acolo vom trece detalii, din ce cauză, cred că bănuiți. Dobânda la creditele interne a fost atât de mare că am avut practic unicul an când guvernul a evitat, nu s-a primit să nu se împrumute, dar a evitat la maximum să se împrumute din simplu motiv că povara datoriei într-adevăr este una mare, dar după mine suportabilă și voi încerca să demonstrez astăzi. Deci tot ce vreau eu să finalizăm și fac deodată final, vă spun acum, este că această datorie înfricoșătoare de 100 de miliarde lei
În principiu, nu este o datorie mare și voi demonstra acușa cu toate cifrele necesare. Dar, după cum am spus, cel mai mult ce interesează pe noi, dar totuși, care este datoria noastră externă? Pe intern ne lămurim noi cumva. Este datoria în lei? Nu este o problemă foarte mare. Uitați-vă ce se întâmplă că datoria pe extern. Datoria pe extern este calculată în dolari. Dacă observăm atent, ea a fost relativ stabilă până în anul 2008. În 2009 am început să ne împrumutăm destul de masiv. 2009, reamintesc, a fost un an de criză și dacă nu primeam suport extern, noi nu aveam cum să finalizăm anul, inclusiv să plătim și pensia. Atunci a apărut să periculeal să nu fi plătit pensia. Mai mult că atât a fost anul 2004-2005, când datoria externă chiar a înregistrat o scădere și voi arăta acușa prin grafic, îți vedea foarte interesant. Dar din 2020, datoria externă pur și simplu a crescut practic de două ori. Anul 2020, reamintim că dacă nu vinea suportul extern, în special la Fondul Monetar, nu era posibil să executăm bugetul. 2021 tot a fost un an greu. 2022, fără suportul extern, practic era imposibil să supraviețuim. Observați, în anul 2022, avem datorie externă, a crescut cu 553 de miliarde aproximativ, din ce cauză? Că noi avem datoria guvernului, știm exact, nu știm care este datoria autorităților publice, dar ea cea mai probabil nu a crescut aproape deloc, dar undeva datoria externă în 2022 a crescut cu 553 de milioane de dolari, ceea ce este recordul absolut pentru noi, dar precedentul a fost în 2020. De fapt, 3 ani de zile sunt niște ani fără precedent în istoria noastră. Noi, în 3 ani de zile, ne-am majorat datoria exact cât am majorat-o în precedență 30 de ani. Deci noi am reușit să ne creștem în 3 ani datoria cât am reușit să o facem în 30 de ani. Altfel spus, în acești 3 ani de zile ne-am împrumutat de 10 ori mai rapid decât în anii precedenți. Cu datorie internă. Aici situația este în felul următor. La ziua de astăzi, după cum am spus, datele avem într-un an februarie, am ajuns la 35 de miliarde de lei, 35,1, 35 de miliarde, 100 de milioane de lei datorie internă. Ce a fost cu datoria internă? A fost o stabilitate cât de cât până în 2013, în 2014 ne-am împrumutat destul de activ, atunci s-au făcut investiții mari. După aceasta, vestitul an 2016, când garanțiile guvernamentale s-au transformat în datorie. Aici au intrat datoria internă brusc, a crescut cu 11,8 miliarde lei, am ajuns la 21,5. Până în 2019 ea mai mult sau mai puțin a rămas la același nivel. Avem în 2020 o creștere legată de pandemie, 2021 iarăși creștere, 2022 nu avem creștere din simplu motiv 1. Guvernul a reușit totuși să împrumute pe extern, deci trebuie să o constatăm, am avut un împrumut pe extern într-un volum fără precedent în istoria noastră și prețul sau dobânda pe intern este atât de mare că guvernul pur și simplu a evitat la maxim. Din acest motiv, în 2022 avem 1,2 miliarde creșterea datoriei pe intern, iar în primele două luni avem 600 de milioane creșterea. Aceste 600 de milioane este legat de faptul că în prezent cred că vreodată vor vorbi, situația financiară nu este cea mai perfectă la noi și doi, banii au început să ieftinească. Dacă s-au ajuns la dobândă până la 24%, acum e destul de activ, scade în viitor apropiat, cred că guvernul îți va putea împrumuta leger cu 15% și mai puțin. E mult sau puțin datoria noastră? E mare sau mică? Asta cred că este întrebarea care ne frământă pe toți. Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să raportăm datoria noastră la produs intern brut. Produs din ce cauză? Din cauza că produs intern brut arată capacitatea noastră ca țară, cât producem noi timp de ani de zile. Și răspunsul ar fi, cât este de mare, cât este de comensurabilă datoria noastră comparativ cu puterea noastră. Este una când Republica Moldova are datorii de 3 miliarde de dolari, și este alta când ar avea Statele Unite 3 miliarde de dolari. Pentru Statele Unite 3 miliarde de dolari, ei nici n-ar ști că avea așa datorii. Deci ei vorbim de sute de miliarde, pentru ei 3 miliarde nu înseamnă absolut, vorbim de trilioane, de fapt, nu de miliarde. Nu înseamnă nimic. Deci e cel mai bine să comparăm datoria noastră legată cu produs intern brut. Aceasta ne permite două lucruri. Să vedem cât e de mare povara datoriei și să ne comparăm cu alte țări. Ca să vedem, comparativ cu alții, noi suntem înglodați în datorii sau nu. Dacă ne uităm atent, în anul 2022, toată datoria Guvernului Republicii Moldova a ajuns 34% din produsul intern brut.
O scurtă istorie, observăm în 98, datoria a fost 83%. Altfel spus, în prezent, datoria noastră, raportat la puterea noastră, este aproape de 3 ori mai mică decât a fost în 99. Din perspectivă istorică, observați atent, din 99 am avut cea mai proastă situație, atunci produsul intern brut era foarte micuț. Eu de multe ori îmi cer scuze că dau un exemplu așa ca la copii, întotdeauna le explic la copii, dar întotdeauna spun în felul următor. Imaginați-ți când ești copil la grădiniță, împrumutați 10 lei, asta pentru tine este o sumă enormă de bani. Și acum când ești matur, cât costă să o achiți? Deci țara noastră, cu toate problemele ei, ea se dezvoltă, produsul intern brut crește, valoarea care noi o creăm în interiorul țării, nu vorbesc acum de cum o creăm, de ce o creăm, dar ea se creează. Și pentru noi ce aici cândva era o datorie mare, acum nu mai înseamnă nimic. Ceea ce în 99 era datorie de 80, aproape cât produsul intern brut, acum această datorie ar fi doar câteva procente din produsul intern brut, 3-4%, adică noi am putea o achita în vreo 2-3 luni de zile. Datoria de astăzi, care sună atât de grozav, 3 miliarde de dolari, în 10 ani de zile ar putea însemna din bugetul de stat să achităm doar câteva procente din bugetul de stat. Din acest motiv, dacă observați, noi, comparativ cu perioada de până în 2005, datoria noastră, în principiu, este stabil la nivel de până în 35%. E mult sau puțin 35%. Deja am văzut din perspectiva istorică, noi am observat că noi am avut 83%, acum 34%. Pentru a vedea dacă e mare sau mică datoria noastră, am luat anul 2021, când sunt cifrele deja toate, și am luat în toată Europa la cine și cât e de mare datoria. Dacă observați atent, în grafic care îl vedeți în spatele meu, Grecia are 193% din produs intern brut, adică două produse intern brut al lor, ei trebuie să plătească. Povara datoriei la dânsi față de noi este cam de 7 ori mai mare. Pe locul 2 se află Italia cu 151%, pe locul 3 Portugalia, Spania, Franța. În zona euro datoria este de 96% sau de 3 ori mai mare decât la noi. În Uniunea Europeană 88%, de 2,5 ori, aproape de 3 ori mai mare ca la noi. Ucraina este cu 49%, România tot aproape 49%, Republica Moldova este cam la coada celui mai bun clasament, în cazul dat e bine să fie la coadă, deci noi avem aproape cea mai mică datorie din Europa, 32 în 2021, acum avem 34, atunci am avut 32, acum în toată Europa, în 2021 a scăzut la toți datoria, în 2022 crește, 2020 a fost un an prost, datoria a crescut la toți, 2020 a fost un an prost, 2021 a fost un an bun și datoria a scăzut la mulți, 2022 iarăși crește datoria. Și pe ultimul loc este Bulgaria, Rusia are datorie micuță, nu din cauza că nu discutăm, asta poate vreodată o să comentăm aparte, cred că voi pregăti ce trece bugetul Federației Rusă acum la ei, doar vă spun o cifră așa, cheltuielile bugetare sunt de peste 2 ori mai mari decât veniturile lor. Lunar, în 2 luni de zile, au o gaură bugetară de 75 de miliarde de dolari. Dar asta nu e tema noastră, lăsăm. Și ultima este Estonia, care tot are datorii foarte micuți. Deci, din perspectiva istorică, datoria Republicii Moldova este una nu prea mare. Din perspectiva altor țări, datoria noastră este cam cea mai mică. Deci, practic, toate țările au datorii undeva în jur, nu că toate, dar majoritatea țărilor au în zona 60-80% din produs intern brut. Republica Moldova are cam de 2 ori mai puțin decât au țările din Europa și cam aproape de 2 ori mai puțin decât țările din regiune, cum este România și Ucraina. Deci, cel puțin la capitol datorii, la noi povara datoriei este una foarte micuță. Haideți să vedem cu suportul financiar extern. Câți bani au venit în Republica Moldova? Am luat din 2010 până în prezent. Într-adevăr, 2022 și am avut criza pandemie, am avut în ce scos criza energetică, dacă nu e suport extern, nu știu cum era, nu că nu știu, știu exact, nu era cum să oferim nici suport cetățenilor, nici să plătim pensii, nu era posibil nici salarii să plătim. Deci asta este certitudine. Ca să fie clar, noi în 2022 am primit din exterior 17,7% din toți banii externi. Din 3 lei care am cheltuit, unul a venit de peste hotare. Practic, bugetul de stat, din buget public, din 5 lei care mi-a cheltuit, unul a venit de peste hotare. Dacă observăm așa ceva, nici pe aproape nu a fost. Noi, anul trecut, am primit dublu decât maxima precedentă istorică, dar dacă excludem anul 2020-2021, că acestea sunt 3 ani atipici în istoria noastră, noi, anul trecut, am primit suport financiar extern cam de 4 ori mai mari decât am primit până în ultimul timp. Este o nuanță care mie nu că nu-mi place, dar mi-ar plăcea să fie puțin altfel.
și anume structura datoriei. Aș vrea să luați anul 2014, când noi am primit maxima de datorii până iarăși 2020, 21, 22, nu le iau în calcul, și perioada 20-22. Dacă observați atent, atunci, din 5,5 miliarde de lei pe care am primit, doar 1,4 erau împrumuturi, dar 4 miliarde erau granturi. De fapt, atunci, peste 75% sau 3 din 4 lei pe care am primit au fost granturi. Deci aceea a fost în principiu cea mai bună structură a banilor externi. În acest an situația este exact invers. 3 din 4 au fost împrumuturi și 1 din 4 au fost granturi. Din 17,7 miliarde, 4,5 miliarde au fost granturi, 13,2 miliarde au fost împrumuturi. Dacă convertim în dolari, observăm că în 2 ani de zile acum, noi am reușit să obținem suport financiar extern mai mult decât în 5 ani, oricare alt 5 ani din istoria noastră. În 2001-2005, la noi datoria, suportul bugetar extern a fost pe zero, tot ce am primit sub formă de granturi, am redus datoriile. Deci, practic, bugetul a trăit doar din surse interne, din ce cauză era clar atunci bugetul creștea brusc din cauza consumului populației, dar n-am avut. În 2006-2010 noi am avut o infuzie de capital de 804 milioane de dolari, dintre care granturile 464, împrumuturile 340. Cel mai bună poziție de punct de vedere granturi împrumuturi a fost 2011-2015, când am avut 827 de milioane de dolari granturi, 393 împrumuturi. Apoi 2016-2020 granturi aproape n-au venit, foarte puțin, dar au venit, s-a mizat pe împrumuturi. Cel mai mult este împrumutul, mai mult de jumătate este împrumutul din 2020. Și acum, în 2 ani de zile, noi am împrumutat mai mult decât în, de regulă, în 5 ani de zile. Ca să fie clar, am luat media anuală. Spre exemplu, în perioada 2016-2020, dar aici 2020 strict toate cifrele, observăm că noi am primit în mediu 54 de milioane de dolari granturi în fiecare an. Acum avem 189 sau 190 de milioane de dolari granturi. Avem de aproape 4 ori mai mult. În perioada 2011-2015 am avut 165 de milioane de dolari granturi în fiecare an în mediu și împrumuturi 79 sau de 2 ori mai puțin. Practic, toți 5 ani de zile, din 3 dolari pe care noi am primit, 2 erau granturi și 1 era împrumuturi. Acum situația este exact inversă. Dar ne dăm seama că asta e pe 5 ani de zile. Acum vreau să mă opresc pe granturi, am mai spus asta de câteva ori, dar vreau să o repet. Două cifre. În anul 2014 noi am primit 288 de milioane de dolari sub formă de granturi. Acum, chiar dacă în lei a fost mai mult, 4,5 comparativ cu 4 miliarde, totuși ținând că de cursul valutar, noi în acest an granturi avem undeva la nivel de 240 de milioane de dolari, adică mai puțin decât în 2014. Noi în 2022 ne-am apropiat de maxima istorică, însă mai avem mai puțin asta ca volum. Dar nu uitați că dolarul tot se depreciază. PIB-ul nostru crește, noi ne diferențăm. Din acest motiv, granturile cel mai bine să-l calculezi nici nu în lei, că leu, știți și dumneavoastră ce se întâmplă cu dânsul în ultimul timp, nici în dolar, că dolarul tot se depreciază și tot schimbă, dar în produsul intern brut. Recordul am avut în 2014. În 2014 noi am primit suport extern, vorbesc așa, doar de granturi, de 3 miliarde de lei. În acest an, în 2022, încet cu să spun în acest an, în 2022, în ultimul an, noi am primit 1,6% din PIB. Da, el este de 5 ori mai mult decât în 2020, dacă observați atent, 2018, 0,2% din PIB, cel mai scăzut nivel din toată istoria noastră. 2019, deoarece a fost o guvernare pro-europeană, avem o creștere, dar n-au stat atâta, nu știe toată lumea, și creșterea s-a rupt. În 2020 ne-am dus la 0,3, deci deja poți să vezi ce guvernare ai după volumul de granturi care le primește. 2021 o îmbunătățire, 2022 o îmbunătățire, însă noi acum suntem doar la jumătate din cât ar trebui să fim. Câți bani am pierdut noi? Jaful bancar a însemnat izolarea Republicii Moldova. Noi doar acum ieșim din izolare. Republica Moldova trebuie și poate să primească cel puțin 3% din produsul intern brut sub formă de granturi, dar noi am ratat, uitați-vă, în 2014 4 miliarde de lei. În 2015 ar fi trebuit să primim
Mai mult, dar noi 2 miliarde am primit și am pierdut și 82,4 miliarde. În 2016 am primit doar 1,43 miliarde jumătate care trebuia să-i primim, nu i-am mai primit. În 2017 am primit 1 miliarde lei și 4 miliarde și 400 care trebuia să-i primim, nu i-am mai primit. Cel mai prost an, 2018, 0,4 miliarde am primit, 400 de milioane, 5 miliarde 400 n-am primit. 2020, 600 de milioane am primit, 5 miliarde 600 ar fi trebuit să primim. Din 2015 până în 2022, dacă observați, din 2022 situația se îmbunătățește. Deja noi primim cu mult mai puțin decât tratăm, dar și acum încă nu am ajuns la performanța de 3%. Deci 3% o să fie indicatorul nostru. Avem 3% din produsul intern brut, înseamnă că guvernarea lucrează eficient, înseamnă că relațiile cu partenerii externi sunt transformate în beneficiul nostru, relația politică bună înseamnă și suport financiar extern, dar din 2015 până în prezent, noi am pierdut cel puțin, am ratat cel puțin 34 de miliarde lei sub formă de granturi, bani care trebuiau să vină în Republica Moldova pentru infrastructură și bani care nu au venit. Și la urmă încă două detalii, cât ne costă împrumuturile, cu granturile e clar, cât mai mult, cu atât mai bine. Dar cu împrumuturile, acestea, datoria aceasta de 100 de miliarde lei, cât ne costă e pe noi, e scumpă sau nu? Și trebuie sau nu Republica Moldova să împrumute. În 2022 noi am plătit pentru deservirea datoriei doar dobânzi, fiți atenți, nu întoarce datorii, dar doar dobânzi pentru împrumuturi în 2022, noi am plătit 2,7 miliarde. Trebuia să fie 3 miliarde, dar din cauza că s-a redus împrumuturile pe intern, care sunt foarte scumpe, și s-au luat împrumuturi pe extern, noi am reușit să economisim 300 milioane de lei. Deci împrumuturile pe extern masive care au fost anul trecut, chiar dacă nu sunt granturi, dar sunt împrumuturi, ne-au permis doar la dobândă să salvăm 300 de milioane de lei. De ce? Acum îți explic. În acest an, guvernul anticipează un volum fără precedent de 5 miliarde și jumătate de lei doar pentru dobândă la împrumuturi, însă, în opinia mea, această sumă va fi cu mult mai mică și acum și-o voi explica din ce cauză. Dacă observați atent, împrumuturile externe, care sunt de două ori mai mari decât împrumuturile externe, într-o 100 de miliarde de lei. Noi 65 sunt externe și 35 sunt interne. Și uitați-vă, pentru 65 de miliarde externe noi plătim 600 de milioane dobândă și pentru 35 de miliarde interne noi plătim 2,2 miliarde de lei dobândă. La toată lumea e clar că împrumuturile externe sunt cu mult mai ieftine. Pentru aceasta eu am luat și am calculat ce dobândă plătim noi pentru soldul creditelor. Adică noi avem împrumuturi luate acum anul acesta și cu 22%. Avem împrumuturi luate cu 5%, cu 4%, cu 10%. Eu am luat dobânda medie pe care noi efectiv o plătim la soldul datoriei care avem. Și dacă observați, noi am plătit în 2016-2017 medie cu 3,4-3,5% dobândă pentru creditele noastre, acum suntem 2,9%. De ce a crescut o leac față de anul trecut? Datorită dobânzilor pe intern, față de anul precedent, 2021. Dacă vă uitați atent la creditele externe, noi anul trecut am plătit o dobândă medie ponderată de 1%, la este pe interne 6,6% sau de aproape 7 ori mai mult. Deci tot ce trebuie să facem noi, noi am avut perioade când creditele pe interne erau mai ieftine ca cele pe externe, dar asta a fost foarte puțin. Dar și asta a fost în anii, nu mai întreb, deci a fost o perioadă foarte scurtă. Deci este clar că trebuie să împrumutăm pe extern. Trebuie sau nu? Deci nu costă ieftin. Dacă vă uitați atent, dobânda de 3% anual este cu mult mai mică decât creșterea veniturilor noastre. Altfel spus, veniturile noastre bugetare, dacă eu anul ăsta am luat 1000 de lei și la anul trebuie să plătesc dobânda, haideți eu mă gândesc, am luat 100 de lei și la anul trebuie să plătesc 3 lei dobânda, de la mine veniturile au crescut cu 15%. Deci eu anul ăsta iau 100 de lei, fac ceva, la anul această dobândă este mai micuță și ca inflația, altfel spus, dacă eu aș lua la anul, eu ar trebui pentru aceleași bunuri să plătesc cu 10 lei mai mult, cu 15 lei mai mult, dar eu plătesc dobânda doar 3% din media noastră. De ce avem nevoie de împrumuturi? Moldova, ca să-și renoveze infrastructura sa, are nevoie. Eu am calculat pentru 2022, acum voi face, cred că și pentru 2023, cifra este puțin mai mare, am luat anul 2022.
ca să renovăm infrastructura noastră, noi avem nevoie de 8,5% din PIB, dar ele trebuie toate 10% din produs intern brut, ceea ce înseamnă anul trecut 27 de miliarde, dacă luăm 10%, dacă luăm 8,5%, asta e 22,6 miliarde, în anul acesta 30 de miliarde lei. Deci noi, ca să renovăm infrastructura noastră, ca să modernizăm tot ce înseamnă căile ferate, drumurile și toate cele, avem nevoie de bani, banii aceștia în buget nu sunt și noi trebuie să ne împrumutăm. 1. Datoria noastră din perspectivă istorică este micuță. 2. Datoria noastră comparativ cu alte țări este una micuță. 3. Dobânda pe care o plătim noi, chiar dacă am avut anul ăsta, este unul nu prea bun, dar dobânda mie de ponderată este una, să zicem așa, confortabilă pentru noi, maximum ce ajunge 3-3,5%, dar de regulă scoboară undeva la 2%. Împrumuturile pe extern sunt cu mult mai preferabile, deoarece dobânda acolo este maxim 1%, lucru care ne-ar permite noi să ne dezvoltăm. Și ultima propoziție care o spunem pe astăzi. Republica Moldova, 8 ani de zile, după 2014, nu mai repet ce s-a întâmplat în 2014, 8 ani de zile a avut buget de supraviețuire. A fost întâi izolare externă, apoi a fost pandemie, apoi a fost criza energetică. Toți acești ani noi am avut buget de supraviețuire. Toți banii am tăiat de la investiții și am dat pentru pensii, salarii și plăți sociale. Nu neg necesitatea acest lucru. Nu-mi imaginez în criză să nu faci acest lucru. Primul știu să facem criză să ajut omul. Dar cred că șansa, nu cred, sunt sigur că șansa noastră de dezvoltare este să trecem de la bugetul de supraviețuire la bugetul de dezvoltare. Și aici ai două instrumente. Primul instrument, să crești veniturile interne pe termen scurt, asta este destul de dificil. Și doi, să obții granturi pe externe, asta ar fi cel mai preferabil. Noi anul acesta trebuie să avem cel puțin 9 miliarde jumătate, 10 miliarde sub formă de grant. Cred că nu se va reuși suma aceasta, dar trebuie să tindem, să ne apropiem de această sumă. Și trei, trebuie să te împrumuți. Deci nu este o problemă să te împrumuți, mai mult ca atâta, infrastructura are nevoie de bani pe termen lung și banii aceștia pot fi doar prin împrumuturi. Toate proiectele de infrastructură se fac din contul împrumuturilor pe care trebuie gestionate eficient, înțelept și, în concluzie, nu avem o datorie mare, chiar dacă sună groaznic 100 de miliarde lei. Vă mulțumesc pentru data viitoare!